Salutare, bă băieți, bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un Q&A pentru că n-am făcut de un an. Iar am pus un clip în care să pun întrebări și ați pus foarte multe întrebări. Adică sunt 37 de comentarii din care majoritatea sunt peste 3 întrebări sau da. V-am și spus că nu se iau în considerare întrebările cum ar fi ce faci, cum ești, unde stai, unde astea sau unde ce, sau ceva gen. Deci prima întrebare vine de la Andrei Gimru. Când apare Q&A-ul? Bă, nu știu, cred că Q&A o să apară peste câteva zile. Nu știu, o să văd când o să-l fac. Probabil peste o săptămână, că nu știu, abana când apare. Următoarea întrebare vine de la Gabriela. Ei, cum crezi că va fi 2021? Sincer, habar n-am, adică doar sper să fie mai bun ca 2020, atâta. În rest, nu știu și n-am habar. Voi face și vloguri pe canal în viitor. Cred că o să mă apuc în 2021 pentru că, nu știu, aș face vloguri de alea. Gen, fără să-mi arăt fața sau astea, pur și simplu, aș face vloguri în care merg undeva sau fac ceva fără să-mi arăt fața. Cum am făcut acel unboxing, aș face, sincer. Cred că ar fi o variantă cât mai bună așa. Asta până în 10.000 și după fac vloguri normale. Următoarea mai vine de la Andrei, care spune din câte am văzut ai destul de mulți abonați, dar puține vizionări. Sunt sigur că vei să schimbe asta. Ce ai de gând? Nu știu, frate, sincer, abar n-am. Adică, faza e că mie îmi prind clipurile 3 clipuri pe an. Cam atât mi-au prins mie în 2020. 3 clipuri pe an, atât mi-au prins. Alea au fost, în rest, la fel ca 2019 sau da. Nu știu, nu o să... Deocamdată nu pot să schimb absolut nimic. Nu am ce să schimb. Dar, nu știu, o să încerc să postez zilnic. Și, nu știu, vedem pe viitor ce se va întâmpla. Abar nu. Următoarea întrebare vine de la Xquix, cred că așa se numește, X, nu, Squix, abar nu, cum se citește. Peste 5, îți iei, nu mi-au peste 5 pentru că n-am, nu văd rostul și nici nu... Eu consider foarte mare, sincer, și, nu știu, am auzit că este foarte bună, dar am mai multe motive care nu mi-au peste 5, dar ar trebui să fac un minut, două, mai din Q&A, să-mi fur 2 minute din clip pentru a le explica. De ce la 8K abonați doar 314 like-uri? Că n-am înțeles. Faza e că pur și simplu am pierdut pe canal. De ce? Nu mă întreba din ce cauză s-a întâmplat chestia asta sau de la ce clip sau am făcut ceva greșit. Sincer, nu știu. Dar, nu știu, frate, pur și simplu. Unele dați un setimit de notificări și am 314 like-uri și unele dați un setimit și am peste 30-35. Adică depinde. Dar într-adevăr trebuie să am mai multe abonați, să am mai multe vizionări sau like-uri, dar uite să vezi că nu am. N-am o explicație logică la chestia asta, probabil că nu mai sunt recomandat de YouTube ca înainte și pur și simplu vizionările care le fac sunt doar de la abonații mei actuali care au notificările activate și le dă notificare și da, nu știu să zic, habar n-am, chiar nu am de unde știi. O altă întrebare venea de Nisa, dacă ai fi un om celebru cu mulți bani, ce-i face cu banii? I-aș cheltui. Logic. Smil S. De ce ai vrut să te apuci de YouTube? Păi, nu știu, în copilărie îmi plăcea foarte mult să filmez. Filmam orice chestie, orice drum, orice vacanță, eu filmam și îmi plăcea chiar foarte mult. La vârsta de 8 ani am creat primul canal de YouTube și tot postam jocuri acolo pe telefon. Era foarte cringe, dar îmi plăcea să fac chestia asta. Chiar dacă am primit multe reclamații foarte proaste de la prieteni, colegi și alte cunoștințe că nu știu, e un canal foarte prost și că să mă las și că asta, dar nu m-am lăsat pentru că nu-mi plăcea foarte mult ce făceam și am continuat pe încă 5 canale, ăsta fiind al 5-lea. Ce îți place mai mult să postezi? Îmi place foarte mult să postez clipurile editate și clipurile editate blană, editate de alea, parodii sau ce mai făceam eu în trecut la cu Bros sau cu Iohannis, cu astea, genul ăla de clipuri îmi plac mie să le postez foarte mult, deși muncesc la ele foarte mult, adică la cu Iohannis am stat vreo 5 ore, dar pur și simplu îmi plac să le postez. Și mai place să mai postez Rocket League, dar la Rocket League nu prea mai strâng vizionări cam deloc, pentru că nu prea am... Adică vizionări se strâng de like-uri, nu, și nu prea fost sens în chestia asta. Dragoș, ce ai alege dintre 1 milion de abonați și 1 milion de euro? Sincer, aleg 1 milion de euro. Nice. Crezi că o să faci 10K abonați în 2021? Bineînțeles, adică dacă anul ăsta am făcut 2000 de abonați, anul viitor încă 2000, poate la anul îmi va prinde un clip sau va fi un trend în care o să-l fac și eu
și o să prindă foarte bine, sau un joc sau ceva și o să prindă foarte, foarte bine și foarte mult și o să o să-mi iasă și o să fac mulți abonați, probabil că o să fac chiar mai repede decât credeam. Dar dacă nu, și vom crește cum creștem și acum, o să fac probabil într-un an întreg 10.000, dar e ok, măcar facem. Cristi HD, sper să mă bagi în episod. Domnule Cristi, sunteți în episod, dar cum să nu vă bag pe dumneavoastră în acest episod? Dar cum să nu? Faci tu pentru bani? Nu, am făcut nici măcar o dată pentru bani, nu m-am gândit niciodată că să fac pentru bani. Și nici când am făcut acele clipete, nu am făcut pentru bani, pentru că, pe primul rând, n-aveam activată monetizarea și, în al doilea rând, pe atunci nu știam că ăla se numește clickbait. Adică eu atunci când am făcut acele clipete pe canal, am pus un titlu care am văzut la Slider și am zis, hai să pun și eu. Sau mi-a spus un prieten, la Barna, nu mai țin minte ce s-a întâmplat atunci, când faci live cu Minecraft. Probabil sâmbătă, probabil că săptămâna asta o să fac un live vineri cu Fortnite, că am văzut că vreți, și sâmbătă cu Minecraft, Survival. Probabil, sau nu știu, vedem pe parcurs. Sau poate și. Ce laptop PC ai? Am un laptop Lenovo, are 12 GB de RAM, are 512 GB și are SSD. Nu prea mai știu orez pentru că le-am uitat, pentru că nu le-am ținut minte, dar nu știu dacă e. Nu știu dacă pe viitor va mai fi întrebare de genul, o să mă interesez și o să văd cât ce o să mă uit. Sergiu, de ce te-ai apucat de YouTube? Bă, am spus, m-am apucat de YouTube pentru că îmi plăcea foarte mult să filmez. Cum e la liceu? Bă, e ok, sincer. Ce vrei să faci după bac? Bă, poți întâi să ajung la bac, să-l trec și după vedem, după vorbim. Blue Lion Ro, cum o cheamă pe pisica ta? Îl cheamă Tommy și are 2 anișuri și este cel mai cute pisoi care am avut în viața mea. Vei filma vreodată un web cu webcam? Normal că da. Încă nu am interesat de un webcam bun, dar când fac 10K o să mă interesez și o să-mi iau un webcam ca să facem, cum am promis, 10K, vloguri și webcam, cum am și spus. De ce jocuri vrei să te apuci pe viitor? Nabar n-am, adică n-am un joc preferat deocamdată, adică în afară de Rocket League, n-am un joc preferat care m-aș apuca de el sau mi-aș dori să mă apuc. Deci, deocamdată, habar n-am să-ți spun întrebarea asta. Câți bani faci din YouTube? Am făcut destul de puțini. Puțini, e ok, chiar oricum nu prea îmi pasă, dar nu știu, ca idee am făcut destul de puțini în astea 2 luni, astea fiind a treia, dar eu zic că pentru început e bine, pe viitor vor fi mai mulți probabil și o să avansăm, dar asta rămâne de văzut. Denis, ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Am spus și de ce nu te-a lăsat până acum? Nu m-a lăsat până acum. Pentru că pur și simplu îmi place ce fac și crede-mă că dacă un YouTuber s-ar lăsa așa de simplu de YouTube, doar că n-ai activitate, nu știu, ar fi o prostie. Dacă tu îți dorești să faci chestia aia, nu te lași de ea, deși am avut tentative să mă las, dar am revenit a doua zi, efectiv, adică am spus, spuneam clipul de aia cu mă las, mă lăsam o zi, că aveam nervi, că nu mergea canalul și a doua zi iar filmam, pentru că mi-a intrat în mână și pur și simplu sunt obișnuit cu chestia. Deja am un program zilnic care din când în când îl respect, când pot îl respect și când nu pot aia, dau anunț și da. Nu m-am lăsat pentru că nu vreau să mă las, pentru că n-am de ce să mă las. Eddie Fish, care e jocul tău preferat? Rocket League la momentul actual. Care e culoarea ta preferată? Albastru. Care e opinia ta despre pandemie? O prostie. Fratele, du-i mă întreabă, o să faci un video cu tine făcând școala online? Îți dai seama că nu, pentru că din câte știu chestia asta este ilegală și mi-aș șterge clipul sau poate chiar canalul și nu vreau asta, doar să postez o oră online. Wow! Ce vreți să vedeți la ore online? Că eu la ore online nu prea răspund deloc și nu prea fac nimic decât că mă ascultă. Adică n-ați vedea absolut nimic. Și ultima întrebare, Mihăiță Leon, de ce nu faci vlog? Pentru că fac la 10K. Ai vrea să te apuci de o nouă serie pe canal? Normal, dar nu am habar ce serie. Când mai faci live? În weekend? Cât ai 15 ani și ai vrea să ai 1 milion de abonați? Bă, sincer, da și nu. De ce da și de ce nu? Aș vrea da pentru că ar fi mulți abonați și mi-ar place și pe efectiv ar fi wow. Dar nu mi-ar place pentru că, nu știu, să ai 1 milion de abonați, gândiți-vă la 1 milion de abonați câtă muncă trebuie să ai. Adică, uitați-vă la Rafael, postează 3 clipuri pe zi,
și mai face și treburile lui, plus că dacă aș avea acum 1 milion de abonați când am și școala asta, ar fi imposibil să postez 2-3 clipuri pe zi. Și din cauza asta nu prea aș vrea să am astea abonați. Deci, da. Cam astea au fost întrebările, sper că v-a plăcut. Am încercat să răspund la toate întrebările. Dacă am omis o întrebare, îmi pare foarte rău. Așa că dați-vă pe butonul de like pentru că multe candy pe viitor și ne vedem la următorul episod. Vă salut!